Voilà. Peste fiecare dintre noi. Stimați frații de credință, mărturisim că Iisus Hristos este Domnul și este Mântuitorul nostru. Pentru Biserica Emanuel, părtășia din această dimineață are loc prin medierea Duhului Sfânt de la distanță, în contextul epidemiei de coronavirus care, iată, bântuie
omenirea în aceste zile. Chiar dacă ne desparte distanța, ne unește credința, ne unește același Domn, același Mântuitor pe care îl mărturisim. În primul rând mă adresez credincioșilor din Biserica Emanuel, pe care aș dori să-i salut și de care mi s-a făcut dor. Am vrut să ne vedem în această dimineață prin intermediul transmisiilor live ale slujbelor bisericii noastre, a slujbei bisericii noastre. Este adevărat că nu e posibil să fim fizic împreună. E ciudat pentru mine sentimentul să mă uit în dimineața aceasta în casa de rugăciune și să văd scaunele și doar prin credință să vă văd și pe dumneavoastră. Mă bucur pentru cei care, foarte, foarte puțini, care suntem împreună în această dimineață, ne-am gândit și în contextul îngăduinței făcute de autorități, că putem transmite live slujbele bisericii, să fim aici o mână de oameni care să vă slujim și împreună să căutăm fața lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, stimați credincioși din Biserica Emanuel, vă rog foarte frumos să părăsiți orice altă activitate care ar putea să vă distragă atenția de la închinare. Chiar dacă sunteți acasă, chiar dacă sunteți în mediul familiei, vă rog să considerați că sunteți acum în biserică și că stați pe scaun în casa de rugăciune și că ascultați cuvântul și vă rugați lui Dumnezeu. Gospodinele să evite treburile de la bucătărie, copiii să lase joaca, elevii și studenții să lase cărțile de învățat pentru altă dată. Acum suntem împreună la închinare, acum ne rugăm lui Dumnezeu. V-aș ruga foarte frumos să rezistați ispite de a verifica transmisiile live de pe alte canale sau de a asculta știri. Considerați, vă rog, acest timp de o oră și jumătate, cât probabil vom sta împreună, este un timp pus deoparte pentru Dumnezeu. Când ne rugăm aici, să vă rugați și dumneavoastră acasă. Când cântăm noi aici, să cântați și dumneavoastră acasă. Când vestim aici cuvântul, să stați în liniște și să ascultați, concentrându-vă atenția, repet, ca și cum ați fi în casa de rugăciune. Acest lucru îl spun nu numai pentru credincioșii din Biserica Emanuel, ci pentru toți prietenii noștri, frații de credință, care sunt uniți cu noi în această dimineață. Am vrea să punem ființele noastre sub mâna lui Dumnezeu, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, să ne închinăm lui și în prima rugăciune pe care o vom face împreună, vă chem să îngenunchem. Sau dacă vă cade bine, să stați în picioare, dar la oaltă să rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru. Ne închinăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Chemăm, Doamne, numele Tău peste noi. Mărturisim că ești Făcătorul nostru, Dumnezeul nostru, Salvatorul nostru. Ne închinăm, Doamne, Ție și îți slăvim numele. Cerem peste noi binecuvântarea Ta, peste casele noastre, protecția Ta, peste sănătatea noastră, protecția Ta, Doamne. Ne rugăm să întărești sufletele noastre și să ne vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt. Și în aceste vremuri cu totul noi, în aceste vremuri cu totul tulburătoare, te rugăm să ne liniștești inima, te rugăm să ne dai credință, te rugăm să reverși binecuvântarea Ta peste noi. Ne rugăm, Doamne, ca aceste vremuri să fie vremuri de cercetare, vremuri de trezire spirituală, vremuri de îndreptare, de apropiere de Tine. Binecuvântează țara, binecuvântează lumea întreagă și fii Tu, Doamne, cu noi. Amin. Invit pe fratele păstor, Petru Moroșan, să vină și să
citească cuvântul Domnului și să ne îndemne pentru rugăciune. Iubiți credincioși, frați și surori, vă salut cu toată dragostea și cu toată căldura în numele Domnului Iisus Hristos și vă invit pentru dimineața aceasta la acest timp de rugăciune în care împreună să căutăm fața lui Dumnezeu. Am ales Psalmul 91 pentru că în contextul în care ne aflăm mi se pare unul dintre cei mai potriviți psalmi pe care împreună să-i citim și să lăsăm ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne motiveze la rugăciune. Vă rog să deschideți toți cei care aveți Biblia ediția Cornilescu la pagina 607, Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste puii de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Doar câteva gânduri aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în dimineața aceasta, înainte ca să ne rugăm, înainte ca să lăsăm inima noastră să se așeze înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui nostru în rugăciune. Auziți cum începe psalmistul, că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Este interesantă afirmația aceasta: nu se odihnește, spune, în brațele celui atotputernic, ci se odihnește la umbra celui atotputernic. Înseamnă că Dumnezeu este acolo. Înseamnă că Dumnezeu este lângă mine și lângă tine. Înseamnă că protecția Lui este peste fiecare dintre noi. Dar cine sunt cei care primesc binecuvântarea lui Dumnezeu? Auziți ce spune versetul 2. Zice despre Domnul. Deci cel care se odihnește la umbra celui preanalt, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Iubiți credincioși, frați și surori, în vremurile acestea de strâmtorare, în vremurile acestea în care trebuie să stăm în casă, fiecare în casa lui, în curtea lui, în care suntem izolați unii de alții, în mod fizic, avem harul să ne adăpostim în cetățuia lui Dumnezeu. Prin credință avem harul să stăm la umbra lui și să ne odihnim sufletele și ființele noastre, trupurile noastre, la umbra prezenței lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Pentru că avem o așa mare promisiune și pentru că Domnul continuă și spune că nu trebuie să te temi de nimic din aceste lucruri. Asta nu înseamnă că ne cheamă să sfidăm regulile
să sfidăm principiile instituite de autorități. Nu. Cine cheamă la responsabilitate, dar el spune că dacă se va întâmpla să moară în jurul tău 11.000 de persoane, 10.000 într-o parte, 1.000 în altă parte, spune, tu vei fi protejat de prezența lui Dumnezeu. Haideți cu această încredere în Domnul, cu nădejdea că El va proteja fiecare familie și fiecare credincios, rugându-ne și ridicând altare în casele noastre în fiecare zi, aducând lui Dumnezeu mulțumirea noastră și lăudându-L pe El chiar și în aceste zile, să ne punem încrederea în El și să-L binecuvântăm pe El și să spunem despre Domnul, El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, El este Dumnezeul meu, Cel în care îmi pun toată nădejdea, fie ca în dimineața aceasta, împreună rugându-ne să ne așezăm sufletele și ființele noastre în mâna și în brațul Lui. Vă invit să stăm ridicați în picioare, dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să se aplece în genunchi, poate să o facă și, stând în rugăciune, căutându-L pe El, să lăsăm ca prezența și binecuvântarea Lui să ne însoțească pe fiecare dintre noi, pe noi, casele noastre, copiii noștri și tot poporul lui Dumnezeu. Să ne rugăm! Nostru, care ești Dumnezeul cel viu și veșnic, care ești suveran, care la cuvântul Tău tot ce este în lumea aceasta are viață. La cuvântul Tău, Doamne, stăm și noi în prezența Ta și Te glorificăm și Te onorăm pe Tine. Îți mulțumim pentru dimineața aceasta, îți mulțumim pentru că în ziua de duminică, când noi, obișnuiți în fiecare duminică să ne adunăm la părtășie în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, într-o situație specială, stăm doar câțiva credincioși aici, ca să îmbărbătăm și să încurajăm biserica Ta și poporul Tău. Doamne,
Te rugăm acolo unde sunt frații și surorile noastre, adunați la jertfa aceasta de dimineață, să-i binecuvintezi pe fiecare, Doamne, să binecuvintezi copiii din Biserica Emanuel, să binecuvintezi frații, surorile, părinții, bunicii, tot ce are suflare să te laude pe tine, Doamne, și să te binecuvinteze. Vrem ca numele Tău să fie slăvit și onorat. Doamne, vrem în dimineața aceasta să simțim umbra Ta în fiecare casă unde sunt credincioși și fiecare dintre noi să ne odihnim la umbra Ta, Doamne, să primim har de la Tine și binecuvântare. Doamne, fă-ne conștienți că prezența Ta este în fiecare familie și în fiecare casă. Acolo unde poate sunt probleme, apăsări, suferinți, nevoi, Doamne, fă ca umbra prezenței Tale, Doamne, să aducă eliberare, să aducă pace, să aducă mângâiere, să aducă despovărare. Acolo unde sunt îngrijorări și frământări, Doamne, adu pacea și binecuvântarea Ta, Doamne. Cerem harul Tău peste Biserica Emanuel, peste fiecare frate și soră, peste toți credincioșii care urmăresc slujba aceasta, să fie prezența Ta, Doamne. Dacă vreunul dintre ei este în spital, apăsat și împovărat, Doamne, de boală și de suferință, Te rog, ridică boala și suferința, ridică apăsarea și durerea și lasă ca umbra Ta, Doamne, să aducă mângâiere, har și binecuvântare. Pe Tine Te slăvim, Tatăl nostru, și ne încredințăm în mâna Ta, Doamne, chiar în vremea aceasta. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi țara noastră, să binecuvintezi națiunea română, Doamne, să binecuvintezi autoritățile acestei țări, să binecuvintezi președintele acestei țări, să binecuvintezi structurile de autoritate, Doamne, să binecuvintezi pe cei care gestionează lucrurile acestea, Doamne, și intră în contact direct cu cei bolnavi, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi, să-i protejezi, să-i ferești, Doamne, de boală, Doamne, și să-i ferești de tot ce este rău. Punem în mâna Ta, Doamne, toate cadrele medicale, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi și să-i protejezi. Acolo unde lucrează și slujesc în spitale, Doamne, te rog să-i binecuvintezi și să-i păzești de boală. Te rog să binecuvintezi jandarmeria, poliția, Doamne, structurile care sunt, Doamne, direct implicate în gestionarea acestui lucru. Doamne, te rog să le păzești, te rog să-i păzești pe fiecare dintre ei de orice apăsare, de orice boală, de orice infecție și binecuvântarea Ta să-i însoțească. Chem numele Tău, Doamne, și chem prezența Ta în fiecare casă și în fiecare familie și acolo unde este înălțat numele Tău, Doamne, prezența Ta să fie simțită. Numele Tău îl binecuvântăm și îl onorăm. Tată, Fiule și Duhule Sfinte în veci de veci. Amin. Yeah.
cer cunoaște totul și stă uimitat în fața sa. Să fie Dumnezeu. Iubiți frați de credință, stimați ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, vreau să citesc în această dimineață una dintre încurajările Cuvântului lui Dumnezeu care se găsește în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 1. Aici Domnul Iisus spune așa: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Amin. Pe parcursul umblării mele pe calea lui Dumnezeu, am văzut mai multe expresii ale credinței. Am văzut că un om credincios, un om care are credință, se roagă. Cine are credință, omul acela întotdeauna se va ruga lui Dumnezeu. Mai apoi, omul care are credință este omul care așteaptă răspuns la rugăciunile lui Dumnezeu. Dimineața am îndrept glasul spre tine, spunea psalmistul, și aștept răspuns din partea ta. Și încă un lucru foarte interesant, nu din lumea aceasta, ci o realitate a lui Dumnezeu ne arată că omul care are credință, credința naște laudă la adresa lui Dumnezeu chiar în momentele cele mai dificile. Și acum sunt momente dificile pentru România, pentru Europa și pentru lumea toată. De aceea, în această dimineață, din mijlocul necazului, din mijlocul panicii și a tulburării, aș vrea ca noi, ca și credincioși, ca și copiii ai Dumnezeu, să lăudăm numele lui Dumnezeu din toată inima. În momentele de tensiune și de tulburare, sunt doar două alternative pe care omul le poate alege.
fie să se apropie de Dumnezeu, fie să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Îndemnat să aleagă a doua variantă de către soția sa, Iov a spus așa: Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat. Și tot în cartea Iov spune un cuvânt așa de frumos ca o încurajare, în capitolul 37, versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Acum firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor, dar va trece un vânt și îl va curăța. Nori mai negri și mai tulburi, ca acum noi ne-am întâlnit în viața noastră, sunt nori peste România, sunt nori peste Europa, sunt nori peste lumea întreagă. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne arată că soarele este în spatele norilor. Aș vrea ca în rugăciunea noastră să lăudăm pe Dumnezeu, având credință în El. Având credință că situația aceasta n-a scăpat de sub controlul lui Dumnezeu și El toate le știe și în mâna Lui este soarta noastră și soarta omenirii. Și totodată, în a doua parte a rugăciunii, aș vrea să mijlocim pentru cei care se află în prima linie a bătăliei în vremea aceasta, și anume pentru cadrele medicale. Cunoaștem în comunitatea noastră cadre medicale care slujesc în felul acesta comunitatea. Aș vrea să ne rugăm pentru autoritățile care iau decizii pentru bunăstarea noastră. Aș vrea să îi încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Discernământul și înțelepciunea, Dumnezeu să le dorească din belșug în această vreme și împreună cu ei și noi să ne bucurăm de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune, să lăudăm pe El și să mijlocim pentru autorități și pentru cadrele medicale. Haideți să ne rugăm!
să vindecă. Te rugăm, Doamne, Tatăl nostru, care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta în această dimineață în numele Domnului Iisus Hristos. Și din mijlocul necazului, Doamne, îți dăm slavă. Din mijlocul tulburării și panicii, Doamne Dumnezeule, ne ridicăm rugăciunea spre Tine și îți dăm slavă pentru că ești Dumnezeul neschimbat. Chiar dacă nori sunt peste țara noastră și peste lumea întreagă, Doamne, știm că soarele nădejdii noastre este acolo mereu prezent și veghează asupra noastră. Lăudăm numele Tău cel Sfânt că Tu ești același care stai pe tron și în momentele acestea și veghezi asupra noastră. Știm că situația nu ți-a scăpat Ție de sub control, chiar dacă noi nu știm ce să facem. Ne punem nădejdea în Tine, Doamne, și Te binecuvântăm în această dimineață. Îți mulțumim că ne-ai adus nădejde nu doar pentru viața aceasta, și pentru veșnicie. Ne punem credința în Tine și nădejdea de plin în Tine și îți mulțumim din inimă, Doamne, stânca noastră, că avem la cine alerga în momentele acestea. Când lucrurile se închid, Doamne, jurul nostru și ușile se închid, Tu ești Dumnezeul care primești și în vremea aceasta rugăciunea noastră și Te binecuvântăm pe Tine. Te lăudăm în această dimineață și vrem să Te rugăm să întărești credința noastră a tuturora. Binecuvintează, Doamne, pe frații noștri de credință și toate autoritățile, Doamne, și binecuvintează cadrele medicale care au nevoie de credință în momentele acestea. Știm că nu este ușor pentru ei, dar știm că ești Dumnezeul care poți să fii cu ei în mijlocul focului, Doamne, în mijlocul luptei, în mijlocul bătăliei și acolo să întărești credința lor. Avem credință în Tine și avem credință în Fiul Tău. Și în această dimineață rugăciunea noastră, lauda noastră se înalță din locașul acesta de închinare, pentru că Tu ești Dumnezeu care ești vrednic de toată slava. Îți mulțumim că privești spre noi. Aici nu suntem doar o mână de oameni, ci ești Tu prezent în mijlocul nostru. În casele noastre nu suntem doar noi, ci ești Tu prezent în mijlocul nostru. Te binecuvântăm, Părinte veșnic, și Te înălțăm pe Tine în numele Celui ce a murit pe crucea Golgotei. Pentru Domnul Iisus Hristos îți mulțumim în această dimineață și pentru nădejdea care ne-a dus-o prin El. Ne smerim înaintea Ta. Ne privim viața și viitorul prin prisma promisiunilor Tale. Și așa vrem, Doamne, din toată inima să aducem lauda și mulțumirea noastră de acum și până în veci. Amin. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. Gloria s-a nemărginită, printre noi s-a arătat. Promis că sigur nu mă las.
Vei lupta încrâncerată și vin să geți arzând. Nu tremur, nu mi-e teamă, știu lângă cine nu. Vei lupta încrâncerată și vin să geți arzând. Nu tremur, nu mi-e teamă, știu lângă cine nu. Vei lupta încrâncerată și vin să geți arzând. Nu tremur, nu mi-e teamă, știu lângă cine nu. Vei lupta încrâncerată și vin să geți arzând. Nu tremur, nu mi-e teamă. Miruitor e voi umbla, nu e dușman împotrivă să stea. Tu mă conduci cu viața ta, Iisuse a ta. Împotrivă să-mi stea, tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse a ta e victoria. Îți mulțumesc pentru speranța ce o am în această viață, că într-o zi voi fi în cer unde lacrimile pierd și te voi vedea în față, voi vedea slava măreață. Îți mulțumesc, Tată, îți mulțumesc. Te slăvesc, Iisuse, pentru tot ce Tu mi-ai dat. Cu binecuvântări, mai binecuvântat. Pace în inimă, mare bucurie e să fii salvat. Îți mulțumesc pentru speranța ce o am în această viață, pentru zi voi fi în cer unde lacrimile pierd și te voi vedea în față. Slava măreață, îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru speranța ce o am în această viață, că într-o zi voi fi în cer unde lacrimile slava măreață, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Mărire ție, Doamne, mărire ție, Doamne, mărire ție veci. Știu că de la mine niciând nu ai să pleci. Primește mulțumirea și-acum eu ți-o aduc. Îți mulțumesc, o Doamne, Tu milă ai avut. Îți mulțumesc pentru speranța ce o am în această viață, pentru zi voi fi în cer unde lacrimi. Small.
lăuda să fie Dumnezeu. Una dintre experiențele Bibliei pe care de foarte multe ori adormeam când eram copil, astăzi am ajuns să spun copiilor mei și mai mult decât atât, în aceste zile, cuvântul acesta mi-a vorbit. Aș vrea să citim un cuvânt din Sfânta Scriptură, 1 Samuel, capitolul 17, începând cu versetul 32, vom citi cuvântul Domnului. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filistianului acestuia, robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filistianul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loviam și-l omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filistianul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistian. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Amin. În cuvântul acesta, într-o situație dificilă pentru poporul Israel, poporul Israel se afla în luptă cu filistenii, David ajunge în tabăra de luptă și după ce vede situația critică, după ce vede starea poporului, se îndreaptă către împăratul Saul la vremea aceea și spune așa. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filistianului acestuia. Cuvântul acesta mi-a vorbit în aceste zile pentru că m-am regăsit în anumite situații, în anumite circumstanțe din viața mea, exact în situația poporului Israel. Avea poporul Israel atâtea motive să îi fie teamă, să îi fie frică. Însă David, omul acesta, plin de nădejde, plin de încredere înaintea lui Dumnezeu, vine și spune, nimeni să nu-și piardă nădejdea. Pentru că în aceste zile trăim într-un context nefavorabil pentru viața de zi cu zi, când oamenii trăiesc cu frică, cu spaimă, cu groază. Aș vrea ca noi, Biserica Emanuel, credincioșii de pretutindeni, să mărturisească această nădejde și această încredere în Domnul. Apostolul Pavel spunea că noi n-am primit un duc de robie ca să mai avem frică. Orice frică de orice natură trebuie să fie dată la o parte și nădejdea și speranța noastră trebuie să fie în Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Apoi cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune David, începând cu versetul 34, David a zis lui Saul și îi povestește, îi spune despre experiențele anterioare. Aș vrea ca fiecare dintre noi în aceste zile, în aceste momente, să medităm la biruințele, la lucrările puternice, să medităm la lucrările lui Dumnezeu realizate, făcute în trecut, în viața noastră. Uitați că pe David l-a ținut acest lucru. David și-a adus aminte cum avea biruință. David și-a adus aminte de rugăciunile ascultate, de propășire, de harul pe care Dumnezeu îl dădea. David și-a adus aminte de modul în care păștea oile și avea propășire în lucrul acesta minor. Însă poporul lui Dumnezeu, frații și surorile, biserica Domnului, trebuie să își aducă aminte de lucrările lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de câte ori Dumnezeu nu ne-a ascultat. Să ne aducem aminte că de multe ori ne-am rugat și Dumnezeu ne-a vindecat. Dumnezeu ne-a păzit de accidente, Dumnezeu ne-a protejat, Dumnezeu ne-a purtat de grijă, s-a îngrijit de noi, de toate nevoile noastre. În orice zi Dumnezeu s-a îngrijit
ca familiile noastre, viața noastră să supraviețuiască și am avut toate lucrurile necesare pentru viața de zi cu zi. Vă îndemn, stimați credincioși, să vă aduceți aminte de lucrările lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Și apoi, un al treilea lucru. În versetul 37, David rostește următorul adevăr, un act al credinței. Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistian. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Văd în acest verset un act al credinței. David este un om care se bazează pe Dumnezeu. Consider că în aceste zile trebuie să medităm la viața noastră spirituală, să medităm la umblarea noastră cu Dumnezeu, la sufletul nostru, la viață, la moarte, la veșnicie. Să ne gândim la lucrurile de sus. Însă trebuie să ne legăm de Domnul. Pentru David a rămas un singur lucru valabil. Dumnezeu, Domnul, ajutorul Domnului. Și a pășit prin credință, un act al credinței, un act prin care s-a încrezut puternic în Domnul. Nimic nu trebuie să ne lege de pământul acesta. Nimic nu trebuie să ne lege de lumea aceasta trecătoare, ci singura speranță, singura nădejde și viața noastră trebuie să fie legată de Domnul. În dependență de Domnul, lăsând orice alt lucru, lăsând orice altă preocupare, să ne legăm viața în aceste zile de Dumnezeu, să ne legăm viața de cer, de veșnicie și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să ne rugăm în direcția aceasta, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească în credință, să dăm la o parte orice frică, Dumnezeu să ne păzească de orice frică, de orice teamă, de orice îngrijorare și în viața noastră să nu fie instaurată frica, groaza, teama, ci în viața noastră să fie instaurată pacea. Pacea care vine de la Dumnezeu. Să ne rugăm pentru lucrul acesta și apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în aceste zile, să ne gândim mai mult la Domnul, la veșnicie, să ne legăm de El, să fim dependenți 100% de Domnul și nimic altceva din jurul nostru. Și apoi să continuăm să ne rugăm pentru cei care trec prin suferință, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care în aceste zile sunt poate prin spitale, poate în familii bolnavi, care suferă de anumite boli, să ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască sănătate și binecuvântare. Într-un mod special aș vrea să ne rugăm pentru sora Adina Daju, care este în suferință, mâine va fi operată la coloană, la spate. Domnul să o binecuvinteze, să-i dăruiască sănătate, să binecuvinteze această familie. Împreună ne vom ruga și vom chema numele Domnului și vom rosti această rugăciune prin credință înaintea lui Dumnezeu. Amin. Doamne Tată Sfinte, Dumnezeule Măreț și Sfânt, numele Tău, Doamne, chemăm, îl preamărim, Doamne, numele Tău. Thank you.
Doamne, Tată Sfinte, în aceste momente smerim înaintea Ta. Știm că Tu ești Dumnezeul nostru, ești Tatăl nostru. Continui, Doamne, să fii Mântuitorul vieții noastre. Te lăudăm și Te preamărim pe Tine. Doamne, în aceste zile vrem din toată inima să-Ți mulțumim că Tu ești Stăpânul acestui univers. Ești mai presus de orice stare de boală, ești mai presus de orice criză, ești mai presus de orice situație dificilă. Știm că Tu ești Dumnezeu, vei rămâne Dumnezeu întotdeauna, slăvit să fie numele Tău. Doamne, în aceste momente Te rugăm să binecuvintezi pe toți credincioșii din Biserica Emanuel. Mă rog să binecuvintezi biserica aceasta, credincioșii, lucrarea din locul acesta, Doamne, familie din această biserică. Peste toți, Doamne, cerem protecția Ta de Dumnezeu. Ne rugăm, Doamne, să fie așezată o stare de pace, o stare de liniște. Doamne, știm că în jurul nostru este frică, este teamă, este groază, este o situație dificilă, însă, Doamne, Te rugăm să dai la o parte orice frică. Cerem, Doamne Iisuse, să dai la o parte orice frică de orice natură, oricare ar fi ea, Doamne. Cerem, Doamne, de la Tine lucrul acesta. Prin credință, Doamne, mărturisim că Tu ești Stăpânul vieții noastre și cerem, Doamne, în viața noastră să vină pacea, să vină liniștea, să vină protecția, să vină încrederea, să vină o stare după voia Ta, Doamne. Ne rugăm în aceste zile, Doamne, cercetează-ne, Doamne, vorbește-ne, Doamne. Vrem să ne gândim la lucrurile de sus, vrem să ne gândim la lucrurile veșnice, la lucrurile care rămân pentru eternitate, Doamne. Cercetează-ne în vederea apropierii de Tine, Doamne. Cercetează-ne în vederea sfințirii, în vederea pocăinței, în vederea îndreptării, Doamne. În aceste zile, Doamne, Te rog să ne vorbești cu privire la sufletul nostru, la viața de credință. Doamne Iisuse, Te rugăm în numele Tău să lucrezi prin puterea Duhului Sfânt în viața noastră, Doamne. Ne rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi cu această dependență de Tine, Doamne. Ne desprindem de orice încredere și ajutor pământesc, Doamne, și vrem să ne încredem 100% în Tine, Doamne. Vrem să ne bazăm puternic în numele Tău. Vrem să ne bazăm pe promisiunile Tale. Vrem să ne bazăm pe cuvântul Tău, care este viu și în această zi. Vrem să ne bazăm pe puterea Ta, care lucrează, care iartă, care vindecă, care tămăduiește, care aduce viață și nădejde. Slăvit să fie numele Tău, Doamne. Ne bazăm și în această zi pe numele Tău, care trăiește în vecii vecilor. Ne bazăm și în această zi pe numele Tău, care este veșnic, viu și sfânt. Tu ești Domnul nostru, binecuvântat să fii Tu, Doamne. Vrem să ne legăm de Tine, Doamne. Rămâi în aceste zile singura noastră speranță. Rămâi în aceste zile singurul domn de care ne putem lega, singurul mod în care găsim viață și liniște pentru sufletele noastre. Te slăvim, Doamne, și Te binecuvântăm. Doamne, acum Te rugăm să binecuvintezi frații și surorile, pe cei care sunt, Doamne, pe un pat de suferință. Mă rog pentru cei care sunt bolnavi, Doamne, de diferite boli, Te rog să le dai vindecare, Te rog să fii cu ei, Doamne. Binecuvintează familiile lor, Doamne. Cerem, Doamne Iisuse, peste cei bolnavi numele Tău. Chemăm prezența Ta care vindecă și tămăduiește, Doamne. Ne rugăm într-un mod special pentru sora Adina. Te rugăm să-i dai tămăduire și vindecare, Doamne. Mă rog să o binecuvintezi mâine când va fi operată. Doamne, chemăm numele Tău peste ea. Te rugăm, Doamne Iisuse, să fii acolo, Doamne, în spital, unde va fi operată, să fii cu medicii care vor realiza această operație. Doamne Iisuse, chemăm numele Tău de Dumnezeu. Ne încredințăm viața noastră în mâna Ta de Tată. Ne încredințăm familiile noastre, copiii noștri și tot ce suntem noi, Doamne, așezăm în mâna Ta, în cel mai sigur loc care există în acest univers, mâna lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Tău. Ne închinăm înaintea Ta, Tatăl nostru, Domnul Iisus și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Urmează, după cum avem obiceiul, să citim împreună Sfânta Scriptură. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, acolo unde sunteți dumneavoastră acasă, să onorăm pe Domnul și citirea Sfântului Cuvânt, pe care o vom avea în dimineața aceasta din Epistola către Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1 la 10,
Pagina în Sfintele Scripturi, 1149. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1. Împreună cu luarea minte, cu frați, cu surori, cu părinți, cu copii, toți să lăudăm pe Domnul și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întăretați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul, după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Vom asculta o cântare pe care surorile Dina Cosma și Monica Moroșan o vor aduce pentru slava Domnului. Vântul bate tare și nu vezi vreo scăpare, o suflet drag, tu nu descuraja. Când ploaia-ntind lovește și nu mai ai nădejde, încrede-te în Iisus, nu dispera. Osana cântă-i laudă,
căci mâna sa cu drag te-a ajutat. Iisus, rază de soare, de mână te va lua și te va pune în sub aripa sa. Credincioși, am pe inimă să citim din cuvântul Domnului câteva versete din Psalmul 46. Aceste versete vor sta la baza mesajului pe care vi-l voi împărtăși. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și-ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Citesc și versetul 10 și 11. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Așa cum spuneam și în deschiderea acestei slujbe, e neobișnuit ca în această dimineață să nu fim prezenți împreună fizic în casa de închinare, în casa de rugăciune. Nu mi-aduc aminte în cei peste 24 de ani de când slujesc în Biserica Emanuel să fi fost oprită vreodată întâlnirea, părtășia publică a credincioșilor. Desigur că împrejurarea aceasta în care ne găsim, pandemia de coronavirus, justifică aceste măsuri. Ca biserică suntem chemați să le recunoaștem înțelepciunea și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru oameni, pentru lume. Adevărul e că în urmă cu două săptămâni, foarte puțini dintre noi bănuiau că nu vor trece nici două săptămâni și se va întâmpla ce s-a întâmplat. În urmă cu două săptămâni totul părea normal. Pe data de 8 martie, noi am avut evangelizare aici în biserică. Am fost prezenți în casa de rugăciune, poate peste 600 de oameni, într-o atmosferă generală de bunăvoie și de optimism și de încredere. E adevărat că în atmosferă plutea o tensiune, o teamă, care iată că s-a confirmat. Lumea este foarte, foarte îngrijorată. Pe la începutul lunii ianuarie, când s-a anunțat pentru prima dată în presă despre apariția acestui virus ucigaș care a apărut în China, încă de pe atunci am simțit în duhul meu că problema aceasta va ajunge și la noi. Dacă vă aduceți aminte, spuneam atunci să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i cerem protecția și să nu facem greșeala de a aștepta ca necazul să ajungă pe ulița noastră pentru că abia apoi să începem să ne rugăm. Chiar dacă n-a ajuns încă
în orașul nostru, deși poate că noi nu știm, necazul este prezent și în România. După 2 luni, trăim o criză teribilă. Am fost în zilele acestea în oraș, stat de vorbă cu mulți oameni, la telefon mai cu seamă, foarte puțin cu care m-am întâlnit fizic, și am văzut îngrijorarea oamenilor. Azi dimineață am uitat pe statistici, nu e nicio noutate pentru nimeni. Peste 310.000 de oameni infectați, dintre care au murit aproape 13.100. Numai ieri în Italia au murit 793 de oameni. Se pare că problema aceasta este o problemă care trebuie luată foarte în serios. Au fost declarate stări de urgență. Stau să îmi închipui ce altceva ar fi putut apărea în lume deodată, care să provoace atât de multe schimbări la nivel internațional. Ce ar fi putut convinge guvernele din Uniunea Europeană să renunțe la ideea de spațiu Schengen și să pună granițe? Să nu mai lase oamenii să treacă dintr-o țară în alta. Stimați credincioși, aceste vremuri sunt vremuri dramatice. Ce ar fi putut determina Statele Unite, Europa, să înghețe călătoriile, să blocheze călătoriile? Și ce e ciudat? E ciudat că la nivelul Uniunii Europene lipsește solidaritatea. Țările nu se ajută între ele. S-au blocat fiecare autoprotejându-se. Și de asemenea foarte ciudat și în același timp încurajator, mi se pare, să aud că Rusia, China au decis să ajute Italia. E bine când oamenii se solidarizează. Adevărul e că problema aceasta este numai problema noastră a oamenilor. Ieri m-am uitat la un cais care înflorea. Nu are nicio treabă cu asta. Gâzele își văd de drumul lor, firul de iarbă încolțește, primăvara vine, niște rândunici erau undeva pe o creangă, ciripeau. În lumea ei, creația lui Dumnezeu își vede de drumul ei. Creatorul, stăpânul, are ceva cu noi oameni și vrea să ne spună ceva. Vrea să ne transmită un mesaj. Cred că aici este semnificația. Ce ar trebui să facem noi ca creștini? Ce atitudine ar trebui să avem în situația în care ne găsim? Cum ar trebui să privim noi creștinii această pandemie? M-am gândit, am cugetat, m-am rugat și am pe inimă să vă împărtășesc câteva gânduri ca răspuns la aceste întrebări. Cu privire la atitudinea pe care ar trebui să o avem, opinia mea, demnul meu, este să fim caracterizați de realism și, în același timp, de echilibru, de optimism. Putem avea atitudinea de frică, de panică, de fatalism, să vedem că toate se destramă, să intrăm în panică și, efectiv, să ne pierdem inima. N-ar sta bine unor oameni cu frică de Dumnezeu să aibă această atitudine, sub nicio formă. Cuvântul Domnului ne învață să nu ne temem, ne învață să avem credință în Dumnezeu, să avem credință în Domnul Iisus Hristos. Dacă oamenii născuți din nou, dacă oamenii care îl au pe Dumnezeu ca tată, nu arată optimism în aceste zile, nu arată echilibru în aceste zile, nu rezistă atacului de frică, de panică, atunci mă întreb cine va mai sta în picioare. O altă atitudine pe care am putea o avea este atitudinea de ignoranță, de teribilism, de idealism, atitudine pe care o văd la unii dintre semenii noștri. Nu e niciun fel de problemă.
e o făcătură. La mijloc e teoria conspirației. Nu știu cine vrea, nu știu ce. Eu nu mă pot îmbolnăvi. Sunt prea tânăr ca de mine să se lege boala aceasta sau dacă se va lega, mă voi vindeca. Am găsit această atitudine. Ba unii, în ignoranța lor, sfidează orice regulă de igienă și de precauție, considerându-se invincibili. Această atitudine, culmea, justificată de unii oameni mai înguști la minte, la înțelegere, e justificată ca spiritualitate. Domnul Iisus ne-a învățat că nu trebuie să sărim de pe strașina unui templu cu așteptarea că ne va prinde Dumnezeu în brațe, că s-ar putea să sărim în gol. Cred că nici atitudinea de frică și nici ignoranța n-ar trebui să ne caracterizeze, ci mai degrabă, cum spuneam, realismul și echilibrul. Realism, pe de o parte, prin conștientizarea deplină a dimensiunii problemei, a implicațiilor ei, a riscului, a pericolului care există, și pe de altă parte, acest realism să fie echilibrat de credința în Dumnezeu, în ajutorul Lui. Dumnezeu care cu siguranță ne va ocroti, numele Lui să fie binecuvântat. Iar dacă va alege să trecem prin această încercare, știe Dumnezeu unde să ne găsească pe fiecare. De acest lucru nu ne îngrijorăm și nici nu ne temem. Creștinii cred în viața veșnică. Cum ar trebui să înțelegem oare această pandemie? Ce ar trebui să facem? V-aș sugera, stimați credincioși, în mod deosebit în Biserica Emanuel, să reflectăm la câteva lucruri practice. În primul rând, vă chem să avem credință în Dumnezeu. Dacă cineva spune că a avea credință în Dumnezeu nu e ceva practic, n-a înțeles ce înseamnă să ai credință în Dumnezeu. Razmul pe care oamenii îl pot avea în aceste vremuri de încercare, de criză, este credința în Dumnezeu, în suveranitatea lui Dumnezeu, în bunătatea lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului este scris, Psalmul 46, versetul 10 și 11. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Nu trebuie să uităm, stimați credincioși, că Dumnezeu nu a abandonat această lume. El se găsește în legământ cu ea. Iisus Hristos s-a întrupat, a murit și a înviat pentru omenire. N-a abandonat lumea. Dumnezeu este suveran și peste urgiile care se abată asupra noastră. În cuvântul Domnului este scris că Dumnezeu, în suveranitatea sa, hotărăște vremurile și împrejurările. În Daniel, capitolul 4, cu versetul 17, este scris: hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Ca în Psalmul 24 cu versetul 1, cuvântul Domnului se spune: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Psalmul 22 cu versetul 28: căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. E limpede că Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este la cârmă. Nenorocirea aceasta nu este în afara prezenței lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu. Aș îndrăzni să spun că ea nu originează în voia ideală a lui Dumnezeu. După cum citim în Sfânta Scriptură, în ordinea veacului nou a împărăției lui Dumnezeu, care se va arăta în lumea de apoi, suferința n-are loc, epidemiile n-au loc, moartea n-are loc.
În ordinea prezentă a lumii, boala, suferința, este consecință a păcatului nostru. Eu sunt convins că Dumnezeu, subliniez, a permis această nenorocire din cauza păcatelor în care omenirea trăiește. Sunt convins asupra acestui lucru. Nu este voia lui Dumnezeu. Nu e planul lui Dumnezeu. Nu e opera lui Dumnezeu, ci este permisiunea lui Dumnezeu. Imaginați-vă, vă rog, că s-ar porni de undeva un viitor. Viitorul aceea se pornește. O pornește. Cine o pornește? Îi dă drum, alimentează viitorul aceea cu tot felul de riziduri, mizerii, ea crește. Dar cineva se așează în vad și ridică un baraj. Ridică barajul și ridică barajul. Cei care sunt protejați de barajul acela urcă în aval, urcă în amunte și provoacă mai departe viitura. Iar cei care îi protejează pe ei și casele lor ridică mai departe barajul. În timp ce cel ce protejează întărește și ridică barajul, cei protejați alimentează viitura și îl bagiocoresc pe cel care îi protejează. Și asta se întâmplă lună după lună, an după an, an după an. Într-o zi, protectorul decide să renunțe la baraj. Ca oamenii să vadă ce au făcut. Să fie puși în fața consecințelor alegerilor lor. Nici măcar nu distruge barajul. Efectiv, lasă lucrurile să meargă fără să mai intervină. Prin voia permisivă a lui Dumnezeu, înțeleg asta. Efectiv, decide să ne lase de capul nostru. N-a făcut el asta. Vine din păcatele noastre, doar și-a tras o clipă mâna, ca să vadă unde ne ducem. Ca să vedem unde ne ducem. Acest lucru s-a întâmplat din cauza păcatelor noastre. Dumnezeu a permis această nenorocire, cum spuneam, din pricina păcatelor omenirii. Nu trebuie să uităm, stimați credincioși, că societatea omenească l-a negat pe Dumnezeu. Au stricat legile lui Dumnezeu. Au numit rău bine și binele rău. L-au batjocorit pe Creator, s-au secularizat, s-a ateizat. Ne-am socotit stăpâni pe lumea aceasta, Dumnezei în lumea aceasta. Oamenii au spus că se descurcă fără Dumnezeu. Și Domnul a spus, să vedem cât și până unde. Ceva invizibil ochiului, un virus, nu poate fi văzut, nu poate fi auzit, n-are miros, tăcut se mișcă printre oameni și a îngenunchiat guvernele lumii, sistemele medicale ale lumii, toți banii lumii. Iar dacă cineva crede că poate să controleze aceste lucruri și să le folosească pentru a restructura societatea, se înșală. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Când va vrea, va pune stăvilarul la loc. Și eu cred că timpul acela poate fi scurtat dacă poporul lui Dumnezeu se roagă, mijlocește, dacă se întoarce cu fața înspre Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu. Așadar, primul lucru pe care suntem chemați să îl facem în această vreme este să avem credință în Dumnezeu, care controlează lucrurile. Și care prin voia sa permisivă a îngăduit să nu mai stea ca un zid de apărare în fața valului de nelegiuire pe care l-am provocat. A decis să vedem consecințele. Apoi, al doilea lucru pe care trebuie să-l facem în acest context este să ne punem viața în rânduială. Eu cred că este o vreme a cercetării, o vreme rânduită de Dumnezeu pentru omenire. În perioada aceasta, în vremea aceasta, putem să avem două perspective.
Putem să trecem în grupul celor care pun totul pe seama întâmplării, pe seama evoluției, putem ignora aceste semne, putem continua să trăim mai departe în păcat, putem să ne înrăim și mai mult, să ne răzvrătim și mai mult, să hulim pe Dumnezeu, să-L bagiocorim. Cuvântul Domnului profețește despre această atitudine care va fi generalizată în vreme de pe urmă. În cartea Apocalipsa, în capitolul 9, versetul 18, versetul 21, ni se spune că în urma unor urgii care au fost prorocite, pasajele acestea din Scriptură n-au fost încă împlinite. Deși probabil că și cu siguranță în istoria omenirii au mai fost pandemii. Una dintre ele, ciuma neagră sau bubonică, așa cum s-a mai numit, a secerat aproape o treime din populația lumii. Dar să ne uităm la acest text. Iată ce este prorocit că se va întâmpla în vreme de pe urmă. După ce în urma unor urgii, cuvântul Domnului spune, a treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de foc, de fum și de pucioasă, care ieșeau din gura lor, îngeri aducători de judecată. Auziți ce au făcut oamenii care au rămas, cele două treimi. Nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Mai departe, Cuvântul Domnului spune, apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora în cer învăluit cu un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. Capitolul 16, versetul 7 la versetul 12. Ascultați. Și am auzit altarul zicând, da, Doamne, Dumnezeule atotputernice, drepte, adevărate sunt judecățile tale. Al patrulea a vărsat putirul lui peste soare și soarelui s-a dat să dogorească pe oameni ca foc cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și auziți reacția. Și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. A urmat al cincilea. A vărsat putirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită din întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. Reacția. Și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor și nu s-au pocăit de faptele lor. Iată o reacție. Din nefericire, constat această reacție prezentă și printre semenii noștri. În loc ca oamenii să cugete la faptele lor, la păcatele lor, să se îndrepte, să se întoarcă la Dumnezeu, îl bagiocoresc pe Dumnezeu, îi hulesc numele. O a doua atitudine pe care trebuie să o avem, de prima trebuie să ne ferim, este aceea de întoarcere la Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne îndeamnă să ne smerim, să ne rugăm, să dăm lui Dumnezeu slavă. V-aș îndemna, stimați ascultători, să cucetați la relația dumneavoastră cu Dumnezeu. Poate că această pandemie ne-a sensibilizat și ne-a trezit mai mult. Adevărul e că nu trebuie să vină coronavirusul ca să plecăm din lumea aceasta. E suficient un accident de circulație. O altă îmbolnăvire. Oamenii au murit și până acum, nu numai de acum înainte. Vă îndemn să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu. Cine nu s-a botezat în apă, să se boteze în apă, să se întoarcă la Dumnezeu. Iar aceia dintre noi, a căror viață este afectată de cele rele, de păcate, sunt îndemnați să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima, să pună hotar, capăt vieții trăite departe de Dumnezeu și să ne reînnoim legământul cu Dumnezeu. E o vreme de trezire spirituală, stimați credincioși ai Bisericii Emanuel. Adevărul e că nu ne mai putem întâlni fizic. Mă gândesc cu preocupare și în același timp și cu frustrare că duminica viitoare
ar fi trebuit să avem împreună cina Domnului aici. Și uite că nu o să ne putem întâlni. Ce o să facem, cum o să facem, vă vom comunica prin mijloacele noastre de comunicare. Dar un lucru este limpede. În vremea aceasta suntem chemați să ne încredem în Dumnezeu și suntem chemați să ne punem în îndoială viața. Nouă, familiilor noastre. Apoi al treilea lucru. Suntem chemați să ne rugăm și să postim pentru oprirea pandemiei și pentru sănătatea omenirii. Aceasta este datoria noastră. În Cartea Domnului, în 2 Cronici, capitolul 7, versetul 13 la 14, este scris: când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite, auziți, ciuma în poporul meu, epidemie, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Noi, credincioșii, știm bine să facem un lucru. Știm să ne rugăm lui Dumnezeu. Și este chemarea pe care ne face Duhul în această vreme. Să fim oameni ai mijlocirii, oameni ai rugăciunii. Cred că prin rugăciune Dumnezeu a rânduit să fie săvârșite lucrări care de altfel nu s-ar face. În cuvântul Domnului este scris: n-aveți pentru că nu cereți. Și în altă parte este scris că omul trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și în altă parte, cereți și vi se va da. Și în altă parte, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Vă chem, stimați credincioși, în aceste zile să ne rugăm Domnului. Nu știu cât de mult ați luat în serios chemarea la rugăciune de până acum. Sunt foarte încurajat să știu că sute de credincioși din Biserica Emanuel în fiecare zi, dimineața la ora 9 și seara la ora 7, au fost în rugăciune, acolo unde s-au găsit, s-au oprit în activitățile lor și s-au rugat lui Dumnezeu. Ne vom ruga lui Dumnezeu să ne protejeze pe noi și familiile noastre. Ne vom ruga să protejeze poporul român, să protejeze lumea întreagă, să pună hotar acestei pandemii, să îndepărteze acest virus ucigaș. Vom cere protecția lui Dumnezeu pentru cadrele medicale, pentru medici. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru autorități, pentru vindecarea celor bolnavi, pentru mângâierea celor care au pierdut pe cei dragi. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru pâinea lumii, pentru sănătatea economiei lumii, care pare să va face mai mult rău decât boala în sine. Adevărul e că nenorocirea aceasta are potențialul să scoată din oameni cei mai rău. Dumnezeu, pe de o parte, vrea să ne întoarcă la căile sale bune și să ne îndreptăm, dar adevărul este că această pandemie poate să scoată din oameni și cei mai rău. În timpul epidemiei de ciumă, din anul 1350, spre exemplu, dacă pe un copil mic, astea sunt consemnate în istorie, erau observate câteva pete care anunțau boală, efectiv copilul acela era abandonat. Oamenii fugeau. Au fost bătrâni abandonați, soți și-au abandonat soțiile, soții s-au ascuns prin peșteri. Doar comunitățile izolate au supraviețuit. Ce să mai vorbim de atrocitățile făcute, de infecții planificate, premeditate. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ocrotească de ceea ce poate fi rău în semenii noștri. Dumnezeu să aibă milă de omenire și să dea sănătate, să protejeze omenirea, să ne protejeze de tulburări sociale, de războaie, de foamete. Multe lucruri pot veni. Vă aduc aminte de comunicatul pe care l-a făcut cultul creștin pentecostal, cerând oamenilor, credincioșilor, ca în fiecare zi de joi să ne unim în post negru, cerând lui Dumnezeu îndurare, vindecare. Și de o inițiativă pornită în zilele acestea, de mijlocire pentru lume, o rugăciune de mijlocire de 24 de ore la nivel global. Pentru noi în România ar fi să ne rugăm între ora 12 și
13. Dumnezeu să asculte rugăciunile oamenilor. Ce este de făcut? Pe lângă această chemare la rugăciune și post, vă chem, stimați credincioși, să nu se subestimăm pericolul și nici riscul de a fi infectați noi înșine. Nu trebuie să ne temem, dar nici să neglijăm, să subestimăm pericolul. În Italia s-a făcut greșeala ca acest risc să fie subestimat, pericol să fie subestimat. În Anglia la fel. Probabil și alte țări au făcut aceeași greșeală. Va trebui să avem grijă de noi, grijă de cei vulnerabili. Nu m-am gândit că o să vină ziua când o să vorbesc în Biserica Emanuel fața unei camere de luat vedere și cu scaune goale, sperând că mesajul meu va ajunge la urechile fraților de credință pe care iubesc tot sufletul meu. Vă îndemn să aveți grijă de voi. Cei bătrâni, stați în casă. Dumneavoastră sunteți primii vulnerabili. N-am dorit sub nicio formă să vă pierdem. Aveți grijă și cei tineri, respectați recomandările făcute de autorități. Luați aminte la toate acestea. Nu trebuie să încurcăm spiritualitatea cu prostia. Scuzați-mi această adresare direct. Sau cu bigotismul. Nu trebuie să bravăm, nu trebuie să demonstrăm nimănui nimic. Cuvântul Domnului care spune, dacă cei credincioși vor bea ceva de moarte, nu se vor îmbolnăvi, nu se aplică celor care vor să braveze. Dacă se întâmplă accidental, că mergând pe stradă, s-ar putea undeva virusul acela să se lipească de noi, Dumnezeu ne poate proteja. Dar dacă neglijăm măsuri pe care de altfel ar trebui să le ținem, s-ar putea să riscăm prea mult. Aș vrea să vă citesc ceva ce spunea Martin Luther. Auziți, era epidemie de ciumă. Mai întâi, zicea el într-o scrisoare a sa, voi cere lui Dumnezeu să fie îndurător și să ne protejeze. Apoi mă voi purifica prin afumare, așa se făcea sterilizarea atunci. Voi împărți medicamente și le voi lua și eu. Voi evita persoanele și locurile în care prezența mea nu este necesară, ca să nu fiu infectat și să nu cresc riscul de a infecta pe alții, pentru că aș cauza boala și moartea lor ca rezultat a neglijenței mele. Dacă Domnul vrea să mă ia, cu siguranță mă va găsi. Însă eu trebuie să fac ceea ce este așteptat de așteptat din partea mea, având grijă să nu fiu responsabil nici de propria mea moarte și nici de altora. Dacă aproapele meu are nevoie de mine, nu-l voi evita nici pe el, nici casa lui, ci voi merge acolo. Credința care îl onorează pe Domnul nu este nesăbuită și nu îl ispitește pe Dumnezeu. Așa a înțeles Martin Luther să se comporte în contextul epidemiei de ciumă, care în vremea lui a făcut ravagii. Ce e de făcut? Pe lângă această grijă pe care trebuie să o avem față de noi înșine, și aici v-aș îndemna să vă informați fiecare cu privire la felul în care se manifestă această epidemie, al cincilea lucru pe care cred că trebuie să-l avem în atenție și care este foarte important și el, este să respectăm regimul de izolare și carantina. Ce e de făcut? Carantina. Poate că unii dintre confrații de credință ori spune, frate, Nelu, n-ai credință. Bam! Aș vrea să vă spun, stimați credincioși, că ideea de carantină în caz de epidemie este ideea lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Nu este ideea guvernului, ci mai întâi este ideea lui Dumnezeu. Nu e o măsură de pedeapsă, ci de protecție pentru cei care sunt sănătoși. Aș vrea să ne uităm aici la două texte din Biblie. În Leviticul 13, de la versetul 4 la versetul 5, contextul ne vorbește, într-un context mai larg, despre epidemia de lepră. Era o boală contagioasă. Iată ce este scris. Dacă pe pielea trupului tău va fi o pată albă, care nu se arată mai adâncă decât pielea, și dacă părul nu s-a făcut alb,
preotul să închidă 7 zile pe cel curană. Preotul. Carantină. 7 zile să fie închis. Auziți. A 7-a zi, preotul să îl cerceteze iarăși. Dacă îi se pare că rana a stat pe loc și nu s-a întins pe piele, preotul să-l închidă a doua oară încă 7 zile. 14 zile. Stimați credincioși, asta a spus Dumnezeu. Nu era vorba aici de vină, nu era vorba de păcat, nu era vorba de pedeapsă, aici era vorba de carantină, de protecție, de protecția celor sănătoși, protejarea celor sănătoși. În Leviticul 13, versetul 45 la 46, după ce se constata că omul e bolnav, după ce în urma carantinei se trăgea concluzia că e incurabil și contagios. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige, necurat, necurat. Câtă vreme va avea rana, va fi necurat. Este necurat. Să locuiască singur, deci din nou carantină, și locuința lui să fie afară din tabăr. Asta a spus Dumnezeu. Nu e vorba de stigmat social aici, ci este vorba de protecție, este vorba de apărarea celor sănătoși. Aduceți-vă aminte că în timpul umblării sale pe pământ, într-o zi, Domnul Iisus a fost întrebat de la distanță de un grup de leproși, 10 la număr, care s-au apropiat de El și care de la distanță au strigat, ai milă de noi, de la distanță. Nu o să murim, stimați credincioși, dacă o să stăm în zilele acestea un pic la distanță. Și vom spune, Doamne, ai milă de noi. Respectați, vă rog, aceste lucruri. Nu trebuie să ispitiți, tinzând mâna către cineva, dacă ne s-a recomandat să evităm contactul fizic, așa se face. Iar dacă sunteți răciți sau aveți alte probleme de sănătate, cu totul diferite de această epidemie, dar care presupune tuse, stați acasă. Să nu vă audă cineva tușind pe stradă, s-ar putea să sune pe nu știu cine. Trebuie să fim înțelepți în această vreme și să ne protejăm pe noi înșine și pe cei din jurul nostru. Aș vrea să mai precizez aici ceva. Poate că cineva va spune, da, dar vedeți, cei bolnavi au fost închiși și cei sănătoși lăsați liberi. Așa e, numai că specificul acestei boli e reprezentat de faptul că cel bolnav nu știe că este bolnav sau dacă știe, a fugit. Și acum trebuie să închidem pe cei sănătoși. Și asta înseamnă carantină generalizată. Vă îndemn, stimați credincioși, să susținem aceste măsuri sugerate de autorități și care sunt gândite pentru binele nostru. Nu trebuie să ne temem, spun acest lucru, trebuie să avem curaj, să acționăm cu luciditate, cu echilibru, cu realism, cu încredere în Dumnezeu, dar să acționăm. Și bunul Dumnezeu să ne ajute. V-aș mai sugera în încheiere încă 2 lucruri. Vă îndemn în aceste zile, mai mult ca altă dată, în aceste zile să fim uniți, să solidarizăm unii cu alții, să avem grijă unii de alții. În zilele noastre bune, obișnuite și Domnul le va aduce în curând peste noi, ne întâlnim, interacționăm ușor unii cu ceilalți, vorbim unul cu celălalt. În zilele acestea este mai greu. Vă îndemn să comunicați și să ne aduceți la cunoștință orice problemă prin care dumneavoastră treceți. Ne aveți numerele de telefon. Avem în spate o comunitate de peste 500 de oameni, spre 600 de oameni. Trebuie să fim unul lângă altul, umăr lângă umăr acum. Niciunul nu trebuie să ducă lipsă de ceva. Sunt vârstnici care poate n-au medicamente sau nu-i cine să le facă micile cumpărături. Vă rog foarte frumos să ne comunicați acest lucru. Și prin oameni cu inimă, suntem frați, frații de credință, suntem chemați să ajutăm pe toți oamenii. Așa este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Faceți bine tuturor oamenilor.
dar mai ales fraților în credință. Citez ce spune Apostolul Pavel. Să fim sensibili față de nevoile tuturor. În această vreme trebuie să fim atenți la toate aceste lucruri. De aceea vă rog să solidarizăm și să avem bucuria și sentimentul liniștitor de altfel că aparținem unei comunități care îi pasă și care ajută. Bunul Dumnezeu să fie cu noi și să ne dea sprijin. Și încă ceva. Să avem speranță. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. În final, cel care este stăpân peste toate este Tatăl nostru. Numele Lui să fie binecuvântat. Și El a promis că nu ne va lăsa. Iată ce este scris, Deuteronomul 31:6. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați, căci Domnul Dumnezeu tău merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Isaia 41:10. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Și apoi de la Domnul nostru Iisus un cuvânt. Și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Dumnezeu să ne ajute. V-aș chema în încheierea acestei slujbe. Vedeți, știm să încheiem adunarea și mai repede, de ora 12, în încheierea acestei slujbe, să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. În această rugăciune să ne rugăm Domnului pentru țară, să ne rugăm Domnului pentru factorii de răspundere, pentru autoritățile care sunt chemate în această vreme să gestioneze aceste momente de criză. Să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru acești oameni, pentru președintele țării, pentru primul ministru, pentru guvern. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru celulele de criză, pentru sistemul medical. Să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru toate formele de autoritate. Să cerem lui Dumnezeu să dea înțelepciune guvernelor lumii în gestionarea acestei crize. Să îndepărteze Dumnezeu eventuale derapaje, devieri, să ne ferească de frământări sociale, de conflicte între națiuni, să ne păzească Dumnezeu și să binevoiască, să aducă acea luciditate, inteligență, înțelepciune, binecuvântare în neprobeta unui cercetător, să lase Dumnezeu antidot. Să ne rugăm lui Dumnezeu și pentru aceasta. Vă chem să ne unim în rugăciune. Sfinte Tată Ceresc, în numele lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, chemăm în această zi numele Tău peste noi. Mărturisim că ești Dumnezeu și că a Ta este toată puterea în cer și pe pământ. Ne smerim înaintea Ta. Cerem iertare, Doamne, pentru păcatele noastre. Cerem iertare, Doamne, pentru păcatele făcute în țara noastră, de poporul nostru. Cerem iertare, Doamne, pentru păcatele făcute în întreaga omenire. În mila Ta salvatoare, abate-ți, Doamne, mânia, stăvilește această epidemie și redă lumii liniștea și pacea de care are nevoie. Binecuvântează pe cei bolnavi, binecuvântează, Doamne, cu sănătate, binecuvântează fiecare familie, prin Duhul Tău coboară în fiecare casă a credincioșilor acestei biserici, coboară în fiecare casă a celor care se unesc cu noi acum în rugăciune, în fiecare casă a fiecărui om, Doamne. Te rugăm prin Duhul Tău să cercetezi omenirea și din această încercare, prin Harul Tău, să fie întors omenirii un bine. Cerem, Doamne, trezire spirituală. Cerem, Doamne, vindecarea națiunilor. Cerem, Doamne, alungarea râului în numele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, adu salvare, adu mântuire. Protejează, Doamne, medicii. Ne gândim la frații noștri de credință. Sunt cu zeci și sute care lucrează în sistemul medical. Te rugăm, Doamne, pentru cei care sunt membri în Biserica Emanuel și slujesc în spitale. Păzește-i. Dă-le putere, dă-le determinare și fă din ei, Doamne, o lumină acolo unde sunt. Ne închinăm înaintea Ta
Și te rugăm, Doamne, să aduci peste poporul român liniște și pace, să binecuvântezi pâinea acestei țări. Doamne, ferește-ne de criză economică. În numele Domnului Iisus, binecuvântează pâinea noastră cea de toate zilele. Ție ne închinăm, peste noi chemăm numele Tău și Te slăvim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Cu o cântare pe care vă chem să o cântăm cu toții. Estimați
credincioși, înainte să încheiem această slujbă și această transmisie, aș vrea să vă anunț că în seara aceasta, la ora 18, vom avea din nou o slujbă pe care o vom transmite live, de aici, din Casa de Rugăciune. De asemenea, cu un grup foarte, foarte restrâns de oameni, căutăm să respectăm măsurile de prevenire a răspândirii acestui virus. La ora 18 ne vom reîntâlni prin intermediul transmisiilor de aici, din Casa de Rugăciune, și vom avea un cuvânt despre frica de Dumnezeu și frica de oameni sau lume. Nu vă temeți de nimic, temeți-vă de Dumnezeu. Acesta va fi mesajul pe care îl vom împărtăși în această seară. Vă doresc o după masă liniștită, binecuvântată, cu pază din partea lui Dumnezeu și cu precauție în ce privește răspunderea noastră. Domnul să fie cu noi cu toții.